Doamnelor, domnilor, bună ziua, bun găsit la știrile orei 14 la Doto TV. Eu sunt Ana Maria Gudu, vă invit să urmărim împreună principalele titluri ale orei. Plaja și faleza modern vor fi modernizate până la debutul acestui sezon estival. Zona va fi cu adevărat spectaculoasă, promit autoritățile. Detalii la știri. Primăria Constanța caută recenzori pentru recensământul populației. Selecția a început deja. Care sunt condițiile? Vă spunem în jurnal. Amenzi de aproximativ 300.000 de lei au împărțit forțele de ordine din Constanța în acest weekend. Pentru ce au fost date sancțiunile usturătoare, vă spunem la știri. Plaja și faleza modern vor fi modernizate până la debutul sezonului estival. Zona va fi cu adevărat spectaculoasă, promit autoritățile. Primăria Constanța a demarat săptămâna trecută procedurile pentru refacerea și amenajarea zonei. Reporterul Doto TV, Maria Mâner, vine cu mai multe informații despre subiect. Bună ziua, Maria! Bună ziua! Este vorba despre un proiect aprobat de Consiliul Local Constanța în vara anului trecut și care începe să se concretizeze. În prezent se lucrează la stadiu de fezabilitate și sunt speranțe ca să se dea startul lucrărilor chiar în lunile următoare, astfel încât să fie complet refăcută înainte de debutul sezonului estival 2022. Vizată este zona cuprinsă între accesul către plaja modern, strada Lebedei și Taluz, care nu este îngrădită și este ocupată de o clădire și o serie de platforme aflate într-o stare avansată de degradare și vegetație crescută la întâmplare. Practic, se dorește încetinirea sau stoparea fenomenului de eroziune costieră prin lucrări de amenajare peisagistică a talazului, crearea unei alternative viabile pentru parcările din zonă și crearea de spații de recreere și petrecerea timpului liber. Între timp, autoritățile locale au demarat și demolarea unei construcții abandonate, iar o parte din parcarea mare din dreptul docului pentru ambarcațiuni este dezafectată. Aceasta face parte din terenurile retrocedate ilegal, pentru care instanța a dispus revenirea în proprietatea municipiului Constanța. Primăria Constanța caută recenzori pentru recensământul populației. Selecția recenzorilor a început. Iată care sunt condițiile. Cei interesați pot aplica dacă au minimum 18 ani, studii medii, fără cazier judiciar, dar care au și abilități de utilizare a tabletelor și capacitatea de a face muncă pe teren. Doritorii trebuie să completeze un chestionar online, apoi selecția va fi făcută de către Direcția Județeană de Statistică din Constanța. Vă reamintim că în perioada februarie-iulie 2022 se desfășoară recensământul populației și al locuințelor. Activitatea recenzorilor pentru autorecenzare asistată și a recenzorilor prin interviu față în față în gospodării se va desfășura în două etape. Prima fază cu autorecenzare asistată în sedii prestabilite de către primărie, iar cea de-a doua fază prin colectarea datelor de către recenzori prin interviuri față în față în gospodării cu ajutorul tabletelor. Cifre îngrijorătoare pentru mediu. Din cele 25.000 de tone de plastic generate anual în tot județul Constanța, doar 12% sunt reciclate. Zecile de mii de tone generate înseamnă că fiecare locuitor al județului aruncă anual aproximativ 33 de kilograme de plastic. Din această cantitate, doar 4 kilograme sunt colectate separat și ajung efectiv la stațiile de sortare și de reciclare. Cifrele fac parte din Planul Județean de Gestionare a Deșeurilor. Potrivit acestuia, în județul Constanța au fost generate peste 200.000 de tone de deșeuri menajere, din care 3.500 de tone au rămas necolectate. O mare parte dintre aceste cantități de deșeuri sunt abandonate în natură, plimbate de vânt și de ploi și ajung mai devreme sau mai târziu în Marea Neagră. Specialiștii în protecția mediului au concluzionat că cele mai eficiente proceduri pentru a evita poluarea apelor cu plastic rămân colectarea separată și buna gestionare a deșeurilor. Weekend productiv pentru forțele de ordine din Constanța. Au fost împărțite amenzi de aproximativ 300.000 de lei în trafic, precum și pentru nerespectarea măsurilor de prevenire și de combatere a răspândirii COVID-19. Peste 1.000 de persoane au fost legitimate, peste 700 de autovehicule controlate și aproape 50 de localuri vizate. Rezultatul? Amenzi de 300.000 de lei din peste 650 de amenzi date. La acțiune au participat aproximativ 150 de polițiști de ordine publică, poliție rutieră și investigații criminale, precum și jandarmi ai grupării mobile Tomis și a Inspectoratului de Jandarmi Județean Constanța, precum și polițiști locali.
Mai multe adăposturi de nomazi improvizate în locuri publice din orașul Constanța au fost dezafectate de polițiștii locali. 157 de persoane au fost identificate și, pentru că aveau domiciliul în diferite localități ale județului și nu în municipiu, au fost îndrumate să părăsească zona. Cele mai multe au primit și amenzi, în valoare totală de peste 45.000 de lei pentru consum de alcool în domeniul public, proferarea de injurii, aruncarea de gunoi la întâmplare, comerțul neautorizat, fumatul în spații publice închise sau cerșetorie. În prezența polițiștilor locali, oamenii și-au strâns puținul pe care îl au și au pornit spre localitățile lor de domiciliu. Cel puțin așa l-au promis polițiștilor. În urma lor, adăposturile au fost igienizate cu ajutorul firmei de salubrizare. Acțiunea polițiștilor locali a avut loc săptămâna trecută în mai multe cartiere ale orașului, kilometrul 45, Abator, Poarta 5, Poarta 6, Valea Portului, Zona Cet, Inel 1, Inel 2, Casa de Cultură, Trocadero și multe altele. Este adevărat că astăzi celebrăm iubirea mai mult decât în orice altă zi, dar să nu uităm de iubirea pentru teatru și pentru copii. Echipa de actori a Teatrului pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare s-a pregătit cu 3 spectacole pentru tot weekendul ce urmează. Vineri, un spectacol destinat adolescenților de peste 14 ani. Suburbia prezintă lumea unui grup de tineri dintr-o suburbie americană, cu încercările și bucuriile prin care trec zi de zi, cu temerile de care sunt permanent încercați, dar și visele pe care unii dintre ei le și care, din păcate, le sunt umbrite de un viitor nesigur. Sâmbătă, micuții de 3 ani sunt așteptați la teatru de Sperietoarea de Păsări, într-un spectacol cu păpuși și marionete despre generozitate, sinceritate și prietenie. Ei vor afla o frumoasă poveste de prietenie între o sperietoare de păsări și un pui mic de barză. Iar duminică dimineață, cei mici vor afla o poveste cu o scufiță roșie atipică. Prețul unui bilet este de 15 lei, iar biletele sunt vândute în limita a 30% din capacitatea teatrului. Haideți să vorbim un pic și despre vreme. Acum, destul de rece astăzi în Dobrogea, cu un soare cu dinți de iarnă. În Constanța, un cer acoperit de nori. Până la această oră, termometrele au indicat maxime de doar 6 grade Celsius. La noapte, temperaturile vor coborî până la 2 grade, iar de mâine vremea va fi în încălzire. Vor fi 10 grade și mai mulți nori pe cer, din păcate. În Cernavodă, mercurul din termometre va indica la noapte 1 grad Celsius, iar pentru mâine, meteorologii anunță maximum 13 grade. În Mangalia, la noapte nu vor fi mai mult de 3 grade, iar mâine vor fi maxime de 10 grade și un cer înnorat. Știri din sport acum, atmosferă de derby la Sala Sporturilor în acest weekend. HC Dobrogea Sud și CS Dinamo București s-au întâlnit sâmbătă după amiază într-o partidă importantă pentru etapa a 18-a a Ligii Naționale de Handbal Masculin. Delfinii au condus în prima remiză cu 9-8. Nu au cedat nici când Dinamo s-a detașat la 16-11. Încurajați de suporteri, jucătorii antrenați de George Burici au întors rezultatul pe final când au avut 20-19 și atacul. Dinamoviștii au reușit să obțină în ultimele secunde o aruncare de la 7 metri și s-au salvat de la înfrângere. 20-20, scor final. Handbaliștii constanțeni au luptat admirabil și au fost la câteva secunde distanță de o mare victorie împotriva campioanei României. Simona Halep debutează în turneul WTA 500 de la Dubai astăzi de Valentine's Day. Sportiva din România o înfruntă pe Alison Risky în faza 16-milor de finală, iar învingătoarea va juca în optimi contra Paulei Badosa. Așteptările pentru acest meci sunt mari în ceea ce o privește pe româncă, nu doar pentru că este mai bine clasată decât oponenta sa în ierarhia mondială, dar și pentru că o conduce cu 3-0 la meciurile directe. Halep vs. Risky se joacă de la ora 17 și va fi primul meci jucat de Simona Halep după înfrângerea suferită în faza Alize Corne la Melbourne. Doamnelor, domnilor, știrile orei 14 la Doto TV au ajuns la final. Dacă aveți imagini sau informații care pot deveni o știre, ne puteți scrie la adresa redacție@dototv.ro, pe pagina noastră de Facebook Doto TV sau pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații proaspete, intrați pe site-ul nostru dototv.ro. Eu sunt Ana Maria Gudu, vă mulțumesc pentru atenție, vă aștept la știrile zilei de la ora 19:30. Pe curând!